Ubuntu implicit oferă un serviciu pentru stocarea fișierelor NOR sau cloud storage în engleză, ceva similar cu Dropbox. Ei l-au lansat, cred că la jumătate de an după Dropbox, acum destul de mult timp, și au clienți pentru aproape orice. Au pentru Android, pentru sisteme Linux în general, pentru Windows și, dacă nu mă înșel, s-ar putea să aibă pe viitor și pentru Mac. Ce este sistemul ăsta? Practic, tu îți pui niște fișiere, acesta e Ubuntu. Deci îl deschid. Inițial nu este instalat, și când dau instalare. Bun. Trebuie să-mi pun parola, să vedem. Da, inițial nu e instalat aplicația, doar shortcut-ul ăla, doar scurtătura aceea. Pot să pun diverse fișiere să fie urmărite și să le pun pe un serviciu extern, pe un site. Până se încarcă, am să-ți arăt și asta, Ubuntu on dashboard. M-am autentificat deja. Și mai aici, mă rog, nu am absolut niciun fișier. Creez foldere noi, muzică, pot să fac streaming, implicit ai 5 GB. Ok. Cont existent, eu am deja un cont. Bun. Acum o să-mi ceară un inel de cheie. Chestia asta se întâmplă prima dată când sistemul de operare vrea să salveze o anumită parolă. E un, mă rog, un manager de parole, password manager. Eu acum am introdus o parolă pentru un serviciu sau pentru o aplicație, și anume parola mea de Ubuntu One, și acum o să-mi ceară o parolă care să ascundă parola de Ubuntu One. Deci cum funcționează chestia asta? Data viitoare, când o să folosesc o altă aplicație cu o altă parolă, cu un alt serviciu, parola respectivă va fi ținută tot în inelul ăsta de chei numit default. De ce aș vrea chestia asta? Păi am parole diferite pentru servicii diferite, spre exemplu Messenger. Eu o să mă autentific și pe Messenger cu o altă parolă pe care vreau să o păstreze tot cu inelul ăsta de chei. Și acum o să bag o parolă, orice vreau eu. Hai să vedem. Ah, iar am băgat-o greșit. Bun. Acum am băgat o parolă și data viitoare, când o să mă conectez la Ubuntu One, nu mi cere parola de Ubuntu One, ci îmi cere parola inelului de chei. Acum trebuie să fie confirmată. Ok. Bun. Dacă vrei să vezi unde sunt ținute cheile astea, panoul principal, parole și chei. Aici să apară, mă rog, parole default, spune Ubuntu One, ID cheie. Și să mai apară și alte servicii aici. Doar prima dată cere de 2 ori parola. După aceea o să ceară și... Ia să vedem. Sunteți autentificat. Finish. Perfect. Sunt pe Ubuntu One acum. Ubuntu One. Grozav. Acum hai să adaug și un fișier. Ia să vedem. Documente. O, am doar... Hai să-l sincronizez pe ăsta. Clic dreapta. Ubuntu One. Nu știu exact de ce, dar nu am. Asta, să vedem. Documente. Da, sincronizarea acest dosar. Și de acum încolo o să-mi apară și documente în Ubuntu One. Mi-a apărut că sunt asta bifată, înseamnă că fișierul sau asta. Asta e doar un shortcut, e doar o scurtătură. Ia să vedem aici pe site. Documente.
Windows.desktop. .desktop e extensia. Bun. Cam așa funcționează Ubuntu One. Ia să vedem ce mai avem aici. Check settings, next. O să-mi spună ce vreau să sincronizez. Bun, documente și atât. Pot să bifez și alte. Pot să adaug și alte fișiere, alte dosare pe care vreau să mi le monitorizeze. Ia, finish. Totdeauna sincronizat. Grozav. Acum folosesc Ubuntu One. Ok, pa, pa!